a fost inițial ridicat ca templul tuturor zeilor de Agripa, al cărui nume rămâne și astăzi pe fațada edificiului, dar a fost refăcut de împăratul Hadrian în jurul anului 126. Porticul pe coloană din granit în ordin corintic este racordat planului de rotondă pe care se sprijină cupola casetată realizată din ciment.